Cod galben de vânt puternic în Constanța, atenționarea emisă de meteorologi este valabilă până la ora 20. Specialiștii spun că în Dobrogea vântul va sufla cu putere și va atinge la rafală viteze care vor depăși 55-65 de km pe oră pe suprafețe extinse și izolat chiar și 70 de km pe oră. Se va răci și vremea. Temperaturile maxime se vor situa astăzi între 4 și 7 grade, iar cele minime între 3 și minus 1 grad. Pentru a evita pericolul, constanțenii sunt sfătuiți să evite adăpostirea sau trece era prin apropierea copacilor, a stâlpilor, a panourilor publicitare și a imobilelor aflate în construcție. Conducătorii auto sunt rugați să evite oprirea sau staționarea în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor.